Radyo dikkat etmeye cel mai mare.
În momentul în care acela care îți va da ție, încerci să-l împați pe 120, nu? La 5 la a doua, când la cel mai mare, sunt mai mari decât era la primul 5. De aceea robe la puterea cea mai mică, dintre cei comuni, numai comuni. Păi da, și eu ce-am zis? Păi bine, dar... Și tu ai zis bine, să eu aveam acum, am sesizat la Ade. Urmărește-mă, eu sunt în fața camerei și trebuie să fiu atent. El a vorbit, eu nu puteam să trec pe lângă ceea ce a spus el. Și de aceea m-am oprit și am vrut să, cu ocazia asta, să retransmit tuturor. Deci am tot timpul o strategie minunată, nu stau mai cu tine de vorbă, te atenționez și trebuie să fii atentă. Eu stau de vorbă cu toți ceilalți mulți. Și eu surprinde în momentul acesta și greșeala altora. Deci vreau să clarificăm lucrurile așa. Când aflăm, un divizor comun ar fi fost și doi. Da? Doi ar fi fost un divizor comun. Pentru că ambele sunt la doi, dar nu e cel mai mare. Un alt divizor comun ar fi fost Adi 5. Și 3. Și 3. Și 15. Deci, și 3, și 2, și 15. Dar nu e cel mai mare. Și noi trebuie să găsim pe cel mai mare. Și de aceea, dintre cei comuni, Adi, dintre cei comuni, luăm pe cel cu puterea cea mai mică. Că numai așa, când mă pune pe el să-l ridică pe ăsta care ar putea cel mic, am șanse. Da? Deci, 5, simplu. Ori 2. Și ori 3. 5, ori 2, 10, ori 3. 30. Deci, altul mai mare decât 30 nu există. Adică să fie 60, să fie un multiplu de așa spre ea. Nu. Deci, teoretic, voi trebuie să știți asta. Aici insist. Deci, luăm mai pe cei comuni. La puterea cea mai mică. La puterea cea mai mică. Unde să iau la puterea cea mai mare? La multiplu. Adică, ăla trebuie să fie mai mare. Să fie capabil să se împartă la toate celelalte numere. Da. Deci, la cel mai mare divizor comun, vă gândiți că e divizor, deci trebuie să le împartă pe amândouă sau pe treile, dacă sunt trei acolo, câte ori fi. De aceea luăm numai comune la puterea cea mai mică. Mă dați. Luăm numai divizorii comuni, numai și subliniați numai divizorii comuni, numai divizori comuni, la puterea cea mai mică. Dacă ați reținut asta, mergeți foarte sigur. Deci numai divizori comuni la puterea cea mai mică. La cel mai mare divizor comun, da? Numai divizori. Deci, pentru multiplu comun, pentru cel mai mic multiplu comun, luăm dintre divizorii comuni. Pe care? Dintre divizorii comuni. Pe cei cu puterea cea mai mare. Dintre divizorii comuni. Pe cei cu puterea cea mai mare. Și continuăm să înmulțim cu toți ceilalți divizori care cu toți ceilalți celelalte numere prime care se găsesc acolo. Adică, pe toate le luăm. Și pe cei comuni. Și pe cei comuni și pe cei numai dintre comuni, pe cei cu puterea cea mare. Dar se iau și cei necomuni. Toți. L-ai văzut o dată undeva acolo, le și pe ăla și pe ăla și pe ăla. Bun. Acum să ce e, ce, ca să începem să notați. Da. O secundă. În matematică se notează așa. Cu paranteze rotunde, egal cel mai mare divizor comun. Așa.
Și cu cel mai mic motiv român, în paranteză dreaptă, da? Între 120 și 150, cel mai mic multiplu comun. Cel mai mic multiplu comun. Cine este? Să-l și aflăm de data asta. Aici am spus că este în condițiile de 30. Deci, multiplu comun între 120 și 150. 2 la 3. Ori 5 la 2. Ori 3. Ori 3. Și atât, da? Că dintre cei 2... Dar mai ajuns 7 undeva? La 7. Și face 600. Ce este asta? E cel mai mic număr care se împarte și la unul și la altul. Ia uitați-vă. 600 se împarte și la 120. Și la 5. Și tot 600 se împarte la 150 și la 4. Ar fi și 1200 deștept. Și el se împarte la 120 și face 10. Și 1200 se împarte la 150 și face 8. Dar nu e cel mai mic multiplu. Nu? 1200, 2400 sau 1800 și mai departe. Multiple de 600 sunt cu calitatea asta, că se împarte exact. Dar nici cel mai mic. De-aia vorbim. Mai aducem aminte, vedeți? 3. Da. 3. Soluție în ecuație. 3. Un pic să mai fac o precizare. Vedeți ce se întâmplă? Când lăsăm niște lucruri de-astea neclarificate și foarte des, ne gândim la operație cu fracții, adunăm fracții, scădem, trebuie să ajungem la aceeași numitor. Trebuie să aflăm cel mai mic multiplu comun al numitorilor. Nu totdeauna ne înțeles că acolo între ele și îți dă un om foarte mare, un om imens. De aceea vezi că o încurent și trebuie să știi să aflăm cel mai mic multiplu comun. Deci aceste lucruri care sunt esențiale, nu avem voie să pășim peste ele. Că ai ratat teza. Să zicem. În ecuația, soluția în ecuație, 3x plus 2, mai mic sau egal cu 5x plus 4, este intervalul. Soluția în ecuație este intervalul. Da, să se rezolve în ecuație, aș zice. Da. Să se rezolve în ecuație. Adică 2x, trebuie să fie minus 2 mai mic egal decât 2x. Minus 2. Până am trecut pe 4 în partea cealaltă. Da, deci e echivalent. Asta e minus 2 mai mic egal decât cine? 2x. 2x, așa. Adică, deci, rezultă că e x mai mic egal decât atent. Sigur, de pe la capăt. Adică... Atenționat că s-ar fi părea că a zis bine. Deci x mai zis mai egal decât 1. Decât 1. Cum trebuie să dat 1? Mă rog, minus 1. Decât minus 1. Din greșeală ai spus adevărat. Exact. Dar de ce? Că n-am înmulțit cu minus 1. Asta e. Deci înmulțind cu minus 1, ți se întâmplă sensul în care ți se schimbă. Și vine x mai mic egal ca minus 1. Da? Dar tu aici, dacă zici așa, 2x mai mare egal ca minus 2, că privești invers în egalitate. Acum împarți totul prin 2, numai prin 2, nu prin minus 2. Împarți prin coeficientul ăsta, din ce știu eu. Și o să fie x. X mai mare egal decât minus 2 supra 2. Adică minus 1. Care face minus 1. Deci, fost aici. Mi-am grăbit. Deci, x mai mare egal ca minus 1. Dacă ți-ar fi, ai fi făcut manevra asta la altă și duceai pe 5x în stânga, ți-ar fi rămas minus 5x plus 3. Să spunem că, de regulă, practica spune așa, ce e cu x într-un membru stâng și celălalt membru drept.
mai nimic egal decât 4 minus 2. Așa, 4 minus 2. Echivalent cu minus 5x plus 3x face minus 2x. Mai nimic egal decât 2. Acum împart prin coeficientul lui x, ca să pun la prins. Cu minus 2. Prin minus 2. Împart la minus 2. Și asta este echivalent. Va spune că x mai mare egal decât 2 pe minus 2, care minus 1. Vedeți? Aici schimbăm sensul negativ. Când împărțim sau mulțim. Deci când înmulțim sau împărțim o inegalitate cu un număr negativ, da? Se schimbă sensul inegalității. Da? Prin mulțirea sau împărțirea unei inegalități. Știți chestia asta? Prin înmulțirea, împărțirea unei inegalități la un număr sau un număr negativ, se schimbă sensul inegalității. Deci nu are importanță cum îi aranjezi, îi duci dintr-o parte în alta. Momentul important este când împarți prin numărul negativ. Sau mulțești. Sau mulțești, numărul negativ. Sau te duci în partea dreaptă, unde de așa 5 era mai mare, dar cu veca nu e negativ. Am făcut-o așa, cum a spus el, că a dus pe 3x în partea cealaltă și mi-a dat 2x mai mare egal decât minus 2. Și de aici a ieșit că x mai mare ca minus 1, nu mai mic, cum ne-am păcălit în prima variantă. Deci, nu se schimba sensul inegalității, că am împărțit doar prin 2 de aici. Și x mai mare ca minus 1. Pentru că aici n-a fost foarte clar, vă rog să facem următoarea. 5 minus x plus 3 supra 2 plus 1 plus x mai mare egal decât minus 2x plus 7 supra 3 pe lângă x minus 1. Miruna, mă dirigează. Rezolvă asta. Deci numitorul cu 1 la 6. 6, da? Da. Deci am plificat aici cu 6. Acolo 6, cu 3. Aici cu 3. Acolo cu 2. Aici cu 6. Așa, și acolo cu 2. Aici cu 2. Bun, și avem 30. 30. Minus 3x minus 9. Așa, minus 9 e important aici. Minus 3x minus 9. Minus 3 față schimbă semnul. Plus 6x. Plus 6x. Mai mare egal ca minus 12x. Minus 12x. Plus 14x minus 14. Echivalent cum e Maria. Supra 3. 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 Stop. Aici. Singură tu. Spre supra 3. Da. Nu, adică m-am... Nu știu dacă mi-am supra 3. Stai. Ai zis supra 3, supra 3. Ai insistat. Acolo, nu ești, când ești cu lucrarea tu, nu mai e nimeni lângă tine. Tu ești persoană 3. Ai fost neatent. Deci ai decis foarte bine. Ai decis bine că ai zis elementul numitor. 6 peste. Numitorul comun e 6, deci nu ai spus supra 3. Da? Atenție multe. Adică ai spus atât de clar și atât de clar și ai menținut termina logică. Și acum, adică ce facem? Păi 3 de minus 9, care e 21. Deci vine 21. Maria. 21 plus 3x. Plus 3x, mai mare egal. Mai mare decât 2x minus 14. 2x minus 14. Ce echivalent? Valentul x egal cu... Nu e egal. E mai mare sau egal decât... Deci scade 2x mai mare și de aia este x mai mare egal decât... Decât minus 14 minus 21, adică 14 cu 20. Da, deci vine minus 35. Adică x aparține de la 4 și 5. Bun. Și anterior tot intervalul cerea. Păi, acum nu știu, ne-a rămas. X mai mare ca minus 1.
Adică de ce are x aparține? X aparține de la minus 1 închis, plus infinit. La plus infinit. 4. Perimetrul unui triunghi este 30 cm. Perimetrul triunghiului egal cu 30 cm. Liniile mijlocii ale acestui triunghi formează un triunghi cu perimetru egal cu 1 cm. Liniile mijlocii ale acestui triunghi formează un triunghi cu perimetru egal cu 10. Nu de 10. Nu știi? Perimetrul e alt. Nu spus triunghi echilateral. O triunghi la întâmplat. Știu perimetrul. Linii mijlocii, adică mijlocul ăsta, linii mijlocul ăsta și cu asta, formează un triunghi a cărui perimetru va fi 15. Spui tu. Să vedem ceilalți. Adică linii mijlocii înseamnă AB pe 2 plus BC pe 2 plus AC pe 2. Egal cu 30. Și avem 30. Și facem aia și ne dă linii mijlocii, nu? Sunteți toți de acord ca să nu o trebuie? Adică. Adică cu... Deci, hai să spunem. A, B, C. Hai să facem explicație. Asta e A mic. Asta e B mic. Și asta e C mic. Și perimetrul triunghiului ABC înseamnă A mic plus B mic plus C mic. Da? A mic plus B mic plus C mic. Asta înseamnă perimetrul. Perimetrul notăm cu M, M și P, M, M și P, format de liniile mijlocii. Și atunci, perimetrul triunghiului MNP, perimetrul triunghiului MNP este MN ale plus MP plus P care înseamnă? MN înseamnă jumătatea lui BC, AP plus MP, care este jumătatea lui AB, adică CB2, și jumătatea cealaltă BB2. Și egal cu, având aceeași numitor, A plus B plus C, totul B2, care înseamnă, în final, fostul perimetru al triunghiului, 30 B2, 15. Corect, AB. 5. Și va și, o secundă, și va și spus exact cât e. Și eu am insistat la voi să-mi spuneți dacă sunteți de acord sau nu. Răspuns corect? Da. Suntem de acord cu Miruna. Dar aria, cât va fi aria triunghiului de aici, în raport cu aria triunghiului mare? Păi este nevoie. Deci, aria triunghiului MNP în raport cu aria triunghiului ABC. Păi cât e aria unui triunghi? În triunghiului ABC. Aria triunghiului ABC egal cu... Baza, nu știu dacă nu ce bază nu ține. În triunghiul oarecare. În triunghiul oarecare. Sau orice vorbe... Știți perimetrul, nu știți cât e AC, cât e AB. Dar cum era formula aia că area spre perimetru egal cu pătratul? Avem două triunghiuri care sunt asemenea acolo, totuși. Și cine spune? Eu pământ. Avem mai multe triunghiuri care sunt asemenea, da. Care le luăm. Ce puteți spune despre triunghiul MNP cu triunghiul MBP? Ce din mijloc cu... Cu MBP. O să iau aceeași. Ce este figura? MBP. Paralelogram. Și asta ce este MBP? Diagonală. Și ce se întâmplă cu paralelogramul de o diagonală? Ce-i face diagonală? Eu nu-și mută, înțelegeți.
cele două triunghiuri congruente. Chiar congruente sunt. Și dacă două triunghiuri congruente, au aceeași arie. Deci are ăsta și ăsta. Dar pe E, pe C, N. Tot la fel, da. Unul e cât doi, da? Adică tot unul aici. Și asta tot unul aici. În concluzie, să spuneți, care este raportul între area triunghiului MNP și area triunghiului ABC? 1 pe 4. 1 pe 4. Că una este aici și 4 sunt ale triunghiului. De 4. 1 pe 4, sigur. Faptul că am zis în mijlocie, ea este 1 pe 2 din asta. Cealaltă e 1 pe 2 din. Și 1 pe 2 ori 1 pe 2, la raportul de asemănare, 1 pe 2 ori 2, facem 1 pe 4. Deci am insistat și la Ari, pentru că... Era mai interesant decât la PMS. Mai interesant decât la PMS. Eu și văzut asta la plătit. Da. Ori de câte ori mai avem șansa să mai amintică ceva, o facem cu drag, să vedem mai departe. 5. Incidentul circular drept are aria laterală 150 cm pătrați. Deci aria laterală a incidentului circular drept 150 cm pătrați. Deci aria laterală 150 cm pătrați și generatoarea 15 cm. 15 centimetri. Lungimea razei bazei este egală cu puncte centimetri. A, să știți, fier mare, egală cu cine? O știm că relativă de IRG la concentrată de drept. Deci, a, egală cu I, iar G, ai spus, da? Era lateral. A? Cilindru. Cilindru. Circular trept. Cilindru, circular trept. I-a scris acolo, știi, da. A, iar ce? Lungimea cercului, ori cercului. Nu se fac să te convinc. Formulii mecanic învățate te dau din toți pereții. Și la lungimea cercului, ori cercului. Sigur că da. Deci, cilindru, circular trept. Deci, cum ia cilindru? Păi dacă e cilindru, dacă e cilindru, așa arată, și-l desfășor, ăsta, uite, aici, deci cilindru, și sunt chiar aici, și am desfășurat, ce este asta? Un dreptunghi. Dar asta aici, dimensiunea asta, e fost lungimea cerului. 2 pi. Când îl desfășor, merge. Da? Când l-am zis șoare, trebuie după ce mai cerpe. 2 pi e asta. 2 pi e cer. Ăsta e motivul ca să ții minte. Am mai insistat foarte greu pe zilipar de ideea de a nu memora decât în situații excepționale. N-am ce să vă spun la sferă, la arie, n-am ce să vă spun la volumul sferei, dar la volumul unde îți pot face legătura cu partea practică, deci, spunem, este 2 pie, e lungimea cerului când am desfășurat, ori asta, ori G. 2 pie, G. Și eu știu că 2 pie, G, acum, eu știu la referat de 150 pie, egal cu 2 pie, G. G-ul știu, pie prin pie simplific, apare 150, egal cu 2 ori 30, nu? Ori generatoarea ori 15, adică 30 ori iar. Simplificăm din 30 și face 5. Da? Iar egal cu 5. Centimetri. Centimetri. La 6 ne dă un grafic care reprezintă vânzările de benzină înregistrate pe parcursul unei săptămâni la o benzinărie. Așa. Trebuie să vedem grafic. Da, da. Deci, odată avem zilele și cealaltă avem cantitatea agricolii. Vreți să vă facă pe bine? Perfect.
pe luni. Se cere cantitatea totală de benzină vândută în hectolitri. Cum gândiți? Pe toată săptămâna. Vânzările de benzină înregistrate pe parcursul unei săptămâni. Și la o benzină. Când s-au vândut 30 de hectolitri? Și ce vrea? Cantitatea locală vândută de benzină. Păi 20 plus 25 plus 30 plus 30 plus 30 plus 35 plus 4. Dar atunci. Ha, hai. Deci 20, duminică, 20. Eu o iau, eu o de luni. La plecă, hai, dacă 30. Da. Plus, adică, cantitatea totală. Luni, cantitatea totală. Da, 30 plus. Totală. 30 plus. Plus. Acum, marți, 25 plus 25 plus marți plus miercuri, miercuri 35 plus 35 miercuri plus joi tot 35 tot 35 așa, vineri 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 30 plus 30 plus sâmbătă 40 sâmbătă 40 215 215 câți hectolitri? Hectolitri care înseamnă câte tone? Da, hectolitri litri. Câte tone de litri? Nu-i bine spus, corect. Cum să formulăm? Aș vrea să spun 1000 de litri, kilolitri, da? Da, kilolitri. Exact. Păi un hectolitru, nu, un kilolitru egal cu 10 hectolitri. Da. Așa, deci un kilolitru egal cu 2000... Mai mult sau mai puțin? Ori să fie mai mult sau mai puțin? Mai puțin. 21,5. Așa. Iată 21,5 kg. Bun. Da. Da, subiectul 2. O secundă. Aici am să mai insiste un pic. Am intervenit de la clasa la 5-a o chestiune și s-o facem. Un număr e împărțit la 13, dă restul 7. E în același. Împărțit la 16, dă restul 11. E nu. Împărțit la 8, dă restul 3. Care este cel mai mic număr care are această calitate? Cine vorbește? Tu. Păi prima scoatem pe N.
n împărțit la 13 egal cu c1 rest 7, n împărțit la 16 egal cu c2 rest 11. Adică ce scriem? Teorema. Împărțirii cu rest. Deci a și ce este echivalent, pus, a spune pe el, egal cu 13, ori c1 plus 7, n de desubt egal cu 16, ori c2 plus 11, da. Și egal cu 8, ori c3, n egal cu 8, ori c3, plus 3. Bun, nu e egal la... Da. Și le egalăm și ne uităm la ele. Păi și noi ne uităm mai mic. Așa că da. Putem ce 1, ce 2, ce 3 să luăm mic. Să luăm ce 1. Ce 2 și ce 3 același număr? Nu. Nu. Sunt câturi diferite. Ce 1, ce 2 și ce 3 sunt câturi diferite. Nu puteți face același cât. Că închipuiți, când împarți la 13, îți dă un cât și rest, ele câturile și resturile sunt specifice pentru împărțitorul respectiv. Cum îl găsim pe cel mai mic număr? Sunt multe numere de cu o calitate asta. Dar tu trebuie să o găsești pe cel mai mic număr. Mai spui la subic la prima oară, mai la da, deci... Plus 8 aici, da? Plus 8, mulțumesc. Deci nu e egal cu 13, ce 1 plus 8. Rest 8. Și pune și acolo, rest 8. Rest 8, aici. Da. Ce-o fi văzut din mă corectat? Nu e. Știi, problema. Dar am vorbit înainte. Da. Aici? 8 cu 3 de 11. S-a întâmplat să fie așa. Maria, tu ai o altă observație. El însă 8 cu 3 fac 11. Sunt legate chestii. S-a întâmplat să fie așa. Crezi că îi va fi de folos 8 cu 3 fac 11? De ce m-a corectat? Aici e foarte interesant. De ce m-a corectat și a spus plus în loc de 7, cum dă duțul meu, parcă, plus 8. 7 cu 3, care are 10, 10, 11. Cât? 7 cu 3, care are 10, 10, 11. Așa. E același număr. Și dacă diferența e din 3, din continuu apare din 1. 16 minus 13 și 1 minus 10. 16 minus 13. Deci, Dania, odată mi-a soluție. Apropo de ce spuneai tu. Adică să-mi iau la ta. Apropo de ce spuneai tu. Să mă prietăneți. Să mă prietăneți. Să mă prietăneți. Să mă prietăneți. Nu, dar apropo de ce spuneai că de ce nu vreau spolaiștile astea. M-am zis că n-am zis. Mi-aș tot timp vreau spolaiștile. Să nu zică Dania că nu știu. Exact. Și când spuneam, stați-mă și în bancă și uitați-vă la clasa a cincea, că fac lucruri interesante. Da, o sună. Sunt excepțional. Excepțional. Deci să răspunde acum. Dar nu să răspunde acum, fiindcă ea nu vrea să se răspundă. Știi că te întreb asta? Nu știu. Nu știi? Nu. Ia să vedem. Chiar așa. Chiar o să... Ia să așa. Bun, dar eu ce faci? Pe o foaie. N împărțit la 13 egal cu... Rest 8. Stai puțin. N împărțit la 13 dă un cât și rest 8. Zic mai direct. N împărțit la 16 egal cu un cât rest 11. Și N împărțit la 8 egal cu rest 3. Cum să o facă zic? Ia zi rezolvarea, te rog. Două pisică. Stai o secundă, zi din nou. Mai zi-o dacă vedem de diferența? N este egal cu 13 plus 8. 13
cât plus 8. Da. N este egal cu 16 cât plus 11. Da. Și N este egal cu 8 cât... O rămasă. Plus 3. Plus 3. Între 13 și 8 e 5. Între 16 și 11 este 5. Și între 8 și 3 este 5. Și deci adaugi la toate câte un 5. Adună câte un 5 peste tot. Cu ce scop, Daniel? Ce? Cu ce scop? Cu ce scop faci chestia asta? Ca să poți să o pui în factor comun. Ia să vă. Așa, că 5 scop va face 13 și când dai pe 13 e factor comun. Da? Deci echivalent. Cum vorbește de Daniel, te rog? Da, da. Dar trebuie să vorbește. N plus 5 este egal cu 5. N plus 5, ai zis bine, adună pe 5 în ambii membri. Deci N plus 5 egal cu 13, C1 plus, plus 13, da? Da. Apoi. N plus 5. Da. N plus 5 este egal cu 13 pe lângă C1 plus 1, corect. C2 plus 1. N plus 5 este egal cu 8 pe lângă C2 plus 1. Da. Trebuie să văd să fac cel mai mic multiplu comun ale 13, 16 și 8. Corect. Corect. Pentru că în clipa asta N plus 5 e multiplu de 13, multiplu de 16 și multiplu de 8. Și atunci, cel mai mic număr, ăsta e egal. Deci N plus 5 egal cu cel mai mic multiplu comun pentru numerele 13, 16 și 8, ai spus, da? Da. Și care să fie oare cel mai mic multiplu comun? Acum facem 8 ori 13 ori 2 la 2-a. Deci 8 ori 13. Ori 2 la 2-a. 2 la 2-a cimii. Ce? 2 la 2-a cimii. Deci pe 13 lăsăm egal 13, când avem ce face, da? 16 egal cu cine? 4 la 2. Ce am să spune? 16, 2 la 3-a ori 2. Adică 2 la 3. Adică 8 ori 2, trebuie să spui, da? 8 ori 2, da. Da. Și... dar de ce ne-a lăsat 2 la 4 mai tare? 2 la 4, scurt, așa trebuie să facem. Și 8 egal cu 2 la 3, nu? Da. Și care e cel mai mic multiplu comun? 13 ori 2 la 4. Cel mai mic multiplu comun este 13 ori 2 la 4. Deci dintre cei comuni era cel mai mare. Și face 13.